plin de vedete în segmentul SUV-urilor compacte. Nissan Qashqai, cel mai vândut SUV din Europa. Kia Sportage, cel mai vândut model Kia în ultimii ani. SsangYong Corando, cel mai longeviv nume auto venit din Coreea de Sud. S-a lansat prin 1983, pentru cei care nu știu, și acum a ajuns la a patra generație. Mașina din spatele meu costă fix 20.000 de euro. Hai să vedem ce intră în banii ăștia. Numele Corando este o abreviere de la Korean Can Do. Adică, uite băi, Volkswagen Tiguan, uite băi, Renault Kadjar, și noi putem să facem crossovere compacte. Acum, depinde de gustul fiecăruia cât de atrăgător este. Noua generație Corando a crescut în dimensiuni. Este cu 4 cm mai lungă, cu 4 cm mai lată și are și un ampatament mai mare. Avem 7 culori de caroserie. Cea a mașinii mele se numește roșu cireașă. Versiunea asta, Style Plus, pe care o am eu și care costă 20.000 de euro, vine standard cu jante de 18 inci, însă puteți comanda opțional unele de 19 inci. O chestie foarte tare, are protecție pentru praguri, ca să nu te murdărești pe pantaloni atunci când cobori din mașină. Spatele lui SsangYong Corando este dominat de stopurile astea cu LED care au o semnătură aparte și se văd frumos pe timp de noapte. În plus, sunt unite de bara asta cromată ca să dea un aer premium. Haionul poate fi acționat și electric. Pe versiunea mea de 20.000 de euro e manual. Uitați-vă și voi cât loc îți oferă SsangYong Corando pe bancheta din spate. E ca și cum te-ai fi urcat într-un SUV mare. Chiar și la nivelul capului, spațiul este foarte generos. Podeaua este aproape plată și aici ai o priză pentru laptopuri sau tablete. Cam peste tot în habitaclu, plasticul este destul de tare. Aspectul este însă înviorat cu planșa asta de bord lucioasă și cu elementele astea argintii. Din fericire, ergonomia este la locul ei, e sfântă și butoanele au și finisajul ăsta cromat care se simte foarte plăcut la atingere. Ai multe spații de depozitare la nivelul portierelor și aici pe consola centrală. Ai chiar și un spațiu cu încărcare prin inducție pentru telefonul mobil, însă telefonul nu se încarcă de fiecare dată pentru că se mișcă foarte ușor aici. Îmi place foarte mult tapiseria asta din textil de pe scaune, care conferă habitaclului un aspect primitor, plăcut. Noul SsangYong Corando poate fi comandat cu un instrumentar complet digital de 10 inci, creat împreună cu LG. Însă, pe versiunea mea de 20.000 de euro, avem un ecran monocrom, micuț, plin de informații. În centrul planșei de bord poți avea un ecran de 8 sau de 9 inci. Pe versiunea mea are 8 inci. N-are o grafică foarte plăcută, însă, din fericire, vine cu Apple CarPlay și Android Auto. Ce mai primești de 20.000 de euro pe mașina asta? Climatizare automată pe două zone. Apoi, ai scaune încălzite față, volan încălzit, oglinzi rabatabile și o cameră de marș arier care nu are o grafică foarte bună, dar măcar te ajută să vezi obstacolele. Pe piața din România, Corando este disponibil cu două motorizări. Un diesel de 136 de cai putere și o benzină, ca a mea, care oferă 163 de cai putere. În viitorul foarte apropiat vom vedea și un SsangYong Corando 100% electric. O să încep testul meu cu SsangYong Corando, oprind motorul. Așa sună motorul când îl oprești, de fiecare dată. Hai să vedem ce poate mașina.
Motorizarea de sub capota mașinii mele este un agregat de 1,5 litri turbo, benzină, cu 163 de cai putere. Este motorizarea entry level la noi în România. 163 de cai și 280 de Nm dacă alegeți cutia manuală. Dacă alegeți cutia automată, cum e și cazul mașinii mele, cuplul este de numai 260 de Nm. Însă, indiferent ce cutie alegeți, plaja pe care este livrată cuplul este extrem de generoasă. Începe pe la 1500 de rotații și se termină tocmai pe la 4000. Cutia automată instalată pe mașina mea de test are 6 rapoarte și este furnizată de Aisin. Compania asta Aisin este japoneză și furnizează cutii de viteză și pentru modelele Volvo. E o cutie dezvoltată proaspăt, care promite ceva mai multă linearitate. Însă, cu retrogradarea, trebuie să stai puțin, să aștepți. Motorul trage bine, nu dă semne de oboseală, se mișcă rezonabil și la viteze de drum național și la viteze de autostradă. N-ai ce să-i reproșezi. Ca să dozezi diferit resursele motorului, ai mai multe moduri de rulare. Ai modul normal, ai modul sport și ai modul winter. Există însă și posibilitatea de a comanda o tracțiune integrală. Și poți să-ți comanzi tracțiune integrală indiferent de ce motorizare sau cutie alegi. Corando este primul model SsangYong care primește 5 stele Euro NCAP. Vine și cu foarte multe sisteme de siguranță. Ai 7 airbag-uri în standard, chiar și pentru genunchii șoferului. Ai sistem de frânare automat în situații de urgență, sistem de menținere a benzii, sistem de recunoaștere a semnelor de circulație, sistem care monitorizează atenția șoferului și toate astea sunt standard pe mașina pe care o conduc eu. Corando vine echipat cu o suspensie multilink pe spate, ceea ce nu prea mai găsești la rivalii europeni. Cu toate acestea, mașina se înclină destul de mult pe viraje, însă nu e deranjant. Nu e chiar ca un Mazda CX-30, dar parcă e ceva mai bine plantat decât un Renault Kadjar. Cât privește antifonarea suspensiei, ea e destul de bună atunci când mergeți pe un drum neasfaltat. Însă, când dați peste gropi și limitatoare de viteză mai mari, începe să devină ușor zgomotoasă. În afara orașului, pe drumurile naționale, consumul o să fie undeva între 7 și 8 litri. Depinde cât de tare mergi tu. Pe autostradă, dacă forțezi puțin nota, sigur sari de 8 litri. Bătălia în acest segment este la baionetă. Fiecare SUV compact are avantajele lui. În cazul lui Corando, avantajul principal este prețul. Doar 20.000 de euro pentru o mașină extrem de echipată. Primești multe dotări, primești un motor neașteptat de puternic și siguranță de 500 de euro în cap, ca să nu mai vorbesc de spațiu. Actuala generație SsangYong Corando a fost lansată la fix 65 de ani de la primul model SsangYong. Deci e o mașină cu încărcătură istorică. Pleacă de la 18.000 de euro pe piața din România, însă cu 20.000 de euro puteți să vă luați un exemplar fix ca ăsta pe care vi l-am arătat astăzi. În plus, primiți 10 ani garanție.